urmăriți știrile prânzului, doamnelor și domnilor. Sunt Silvia Ioniță, bine v-am regăsit. Iată titlurile acestei ediții. Trei tineri au scăpat ca prin minune după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un stâlp. Pelerinajul continuă la Catedrala Neamului. Mii de credincioși stau ore întregi la coadă pentru a intra în altar. Deschide, desfac ușa! Deschide acum! Mascații au descins azi noapte în casele a doi indivizi din Timișoara bănuiți de proxenetism. Trei tineri din Buzău au scăpat ca prin minune după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit de un stâlp de beton din mijlocul bulevardului. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Atenție însă, pot afecta emoțional. Șoferul în vârstă de 22 de ani era în mașină cu doi prieteni. La un moment dat însă, când autoturismul a ajuns într-o intersecție principală din Buzău, conducătorul auto a ratat virajul la stânga și a intrat într-un stâlp de beton ce proteja scoarul de pe mijlocul bulevardului. În urma impactului, cei doi pasageri au fost răniți ușor, însă au avut nevoie de îngrijiri medicale, în timp ce șoferul a scăpat fără nicio zgârietură. Polițiștii l-au testat pe conducătorul auto și au constatat că tânărul consumase alcool. Alcooltestul a indicat o valoare de 0,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice. Pelerinajul continuă la Catedrala Neamului, unde mii de credincioși stau la coadă pentru a intra în altar și pentru a vizita grandioasa construcție, dar colega mea, Andreea Gurban, este acolo și ne poate oferi mai multe amănunte. Bun găsit, Andreea! Ce se întâmplă acum la Catedrala Națională? Bună ziua, Silvia! Să știi că în a doua zi de pelerinaj, oamenii credincioși au luat drumul Catedralei Mântuirii Neamului, fie pentru a vizita Sfânta Catapeteazmă, fie pentru a vedea și pentru a admira interiorul lăcașului de cult. Vorbim de o catapeteazmă care are o icoană ce ilustrează 6 episoade bisericești, 6 episoade din Sfânta Scriptură. Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii au venit aici pentru a prinde un loc fruntaș. În aceeași situație este și doamna Lucia, care a venit de la ora 9 în această dimineață. Doamna Lucia, nu resimțiți frigul? Pentru ce ați venit la catedrală? E nu chiar așa de frig, e chiar plăcut să stai. Pentru ce ați venit? Pentru ce vreți să vă rugați? Să mă închin și eu ca fiecare creștin ortodox, fiindcă îl iubesc pe Dumnezeu, îmi iubesc țara, astea sunt motivele. Ați discutat și cu ceilalți oameni, cum li se pare acest real pelerinaj ce se desfășoară de duminică încoace? E foarte bine, foarte benefic, zic eu, pentru cei care într-adevăr vin cu gânduri bune și cu credință în Dumnezeu. Cei care vin numai cu ură și să critique n-au ce căuta aici. Mulțumesc mult, doamna Lucia. Ei bine, Silvia, așa cum vedeți în aceste imagini, sunt mii de pelerini care își așteaptă rândul pentru a intra în Catedrala Mântuirii Neamului. Vă reamintim că până vineri inclusiv se poate vizita interiorul catedralei și Sfântul Altar al Lăcașului de Cult. Inițial, Patriarhia Română anunțase că până pe 29 noiembrie se poate vizita interiorul, însă au prelungit, dat fiind că pe 30 noiembrie vom sărbători Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Deocamdată acestea au fost informații. Silvia, înapoi la tine. Informații pentru care îți și mulțumim. A fost colega mea, Andreea Gurban. Continuăm știrile. Mascații au descins azi noapte în casele a doi indivizi din Timișoara bănuiți de proxenetism. După ce i-au trezit din somn pe suspecți, polițiștii au percheziționat cu atenție fiecare colțișor. Deschide, desfac ușa! Hai, deschide acum! Ai 30 de secunde, s-a deschis! Apoi desfac ușa! În miez de noapte, polițiștii de la Brigada pentru Combaterea Crimei Organizate au descins la două locuințe din cartierul Freidorf din Timișoara. 2 și 1 român. Haideți, deschideți poliția! Tot aici! Anchetatorii i-au luat direct din pat pe suspecții de proxenetism. Ce a venit poliția la dumneavoastră? Domnul, nu știu să vă spun eu. Duceați fete la produs? Doamne ferește! Doamne ferește! Păi și de ce a venit poliția? Păi, dar n-am nicio treabă eu. Dar cine are? Fratele sau cine? Nu știu. Cumnatul? Nu știu.
Potrivit anchetatorilor, cei implicați în dosar s-ar fi folosit de mai multe tinere pe care le plasau celor care voiau să întrețină relații sexuale. Una dintre victime a fost racolată în urmă cu un an, când avea 16 ani. Mascații au descins la locuințele a doi suspecți de proxenetism. Din informațiile anchetatorilor, indivizii ar fi trimis o minoră de 16 ani în diferite locații din Timișoara să se prostitueze pentru suma de 150 de lei. Partidele de amor se desfășurau în apartamente închiriate din Timișoara, susțin oamenii legii. Banii încasați de la clienți ajungeau în buzunarele suspecților, iar tânăra primea doar o mică parte din sumă. Se pare că fata a fost exploatată timp de un an. Doi bărbați au fost duși la audieri la sediul DIICOT Timișoara. Accident în Lanț, în Argeș, provocat de un șofer beat. La o intersecție, mașina condusă de acesta a lovit un alt vehicul care a ricoșat într-un biciclist de pe marginea șoselei, grav rănit. El a fost transportat la spital. Culmea e că după accident, conducătorul auto a dat bir cu fugiții. Sunt detalii care vă pot afecta emoțional, așadar atenție. Accidentul s-a produs noaptea trecută pe drumul național 73 în localitatea Mărăcineni. Într-o intersecție, șoferul unei mașini a semnalizat că urmează să vireze la stânga. Nu a mai apucat pentru că a fost lovit din spate de un alt autoturism. Pe fondul nepăstrării distanței și a consumului băuturilor alcoolice de către conducătorul auto, a intrat în coliziune cu acesta, l-a proiectat pe sensul opus de mers, unde a fost acroșat de un autotir care circula regulamentar. În urma impactului, șoferul care circula regulamentar, dar și un biciclist care pedala pe prima bandă, au fost răniți. Imediat după producerea accidentului, cei doi bărbați care se aflau în mașina care a provocat evenimentul rutier au fugit de la fața locului. Au fost identificați după circa 20 de minute între blocurile din localitatea Mărăcineni, conduși la echipajul de poliție și testați cu aparat de tirotest. Ce ai făcut, mă? Unde aveți mașina? Hai acolo. Dumnezeu, da. Uite-i alcool testul repede. De ce ați fugit de la accident? N-ați fugit? Păi pentru ce vă iau polițiștii? Pentru ce vă iau polițiștii? Dacă n-ați fugit de la accident. Până să le stabilească alcoolemia, polițiștii au avut ceva de așteptat. Moderați și continuu. Poți să spună care e pe la volan? Ți-am spus continuu. Mama biciclistului rănit a ajuns într-un suflet la fața locului când a auzit că băiatul ei a fost implicat în accident. Cine v-a dat carnetul vă? Cine v-a dat bețivii? Într-un final, oamenii legii au reușit să stabilească și alcoolemia. Bărbatul de 42 de ani care a condus mașina avea 0,95 mg alcool pur în aerul expirat. Celălalt piteștean, în vârstă de 62 de ani, avea o alcoolemie de 0,82 la mie. Polițiștii argeșeni au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Călin Popescu-Tăriceanu a fost audiat astăzi în Comisia Juridică în cazul solicitării DNA de avizare a începerii urmăririi penale. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu este acuzat că a primit în perioada în care era premier foloase materiale de aproape 800.000 de dolari de la o firmă austriacă pentru a interveni în încheierea unor acte adiționale la un contract derulat de companie. Dosarul lui Călin Popescu-Tăriceanu are peste 70 de volume și cuprinde peste 17.000 de pagini. Conform regulamentului Senatului, Comisia Juridică urmează să elaboreze un raport care se aprobă prin vot secret al majorității membrilor prezenți și apoi se dezbate în plenul Senatului în cel mult 5 zile de la depunerea biroul permanent. Orașele vechi ale României sunt preferatele turiștilor străini atunci când vin la noi. Vizitatorii din alte țări ajung în special în weekend și fac vizite scurte. Unul dintre cele mai căutate orașe românești pentru city break-uri este Sibiul. Sibiul, cu aerul lui medieval, cucerește tot mai mulți turiști de la an la an. Străduțele înguste și pietruite, casele și bisericile vechi de sute de ani atrag vizitatorii ca un magnet. Everything, the history is great, the buildings are beautiful, the different colors. Printre vizitatorii, foarte mulți turiști străini, dar care petrec prea puțin timp în oraș. My dad and my stepmom came here before us and they said it was really great. So far they've been really right about it. It's amazing. How long do you stay here? Two nights. Yeah. Podul Minciunilor, Biserica Evanghelică, Turnul Sfatului, muzeele și clădirile din piețele centrale sunt îndelung fotografiate. This trip, yeah, and can meet some friend in a hostel and then travel together. It's old city, really beautiful and keep the original.
În Sibiu, dar și în împrejurimii, sunt în jur de 12.000 de locuri de cazare la hoteluri, pensiuni sau hosteluri. It's good. It's beautiful. I like it. How long do you stay here? I'll go several hours later to Brasov. One day, just one day? Yes, I came here yesterday. We only have two days. Sibiul este unul dintre cele mai vizitate județe de către turiștii străini. Atmosfera de poveste din burgul transilvanean cucerește vizitatorii din întreaga lume. Am avut foarte mulți străini din Canada, Statele Unite și chiar și din America de Sud. Potrivit statisticilor, anul trecut la Sibiu au ajuns 163.000 de turiști străini dintr-un total de 635.000. Aproximativ jumătate dintre aceștia au ales un sejur de tip City Break în Sibiu. E agitație mare în serele din Arad, mii de crăciunițe înflorite sunt gata să ajungă în casele românilor. Planta originară din America Centrală, floarea Crăciunului sau steaua Crăciunului, este potrivit legendelor simbolul cadoului oferit din suflet. Pentru familia Palaștii, floarea Crăciunului a devenit o afacere de sezon. În seara din Arad, doamna Angelica pregătește de zor ghivecele cu flori roșii împreună cu angajații săi. A adus butașii din Olanda, iar acum se bucură de inflorescența plantelor. La sfârșitul noiembrie începe să se roșească și crescă. Dacă observi aici, astăzi sunt mai mari, astăzi sunt mai micuțe, tot cresc așa până la livrare. Cam înainte de Sfântul Nicolae sunt bune pentru livrat. Pe cât sunt de frumoase, pe atât sunt de sensibile aceste flori, iar cine le cumpără trebuie să aibă mare grijă de ele. Au un loc potrivit în cameră, să nu fie nici prea cald, nici prea rece, rămân până în primăvară. În primăvară se poate scoate afară, se tunde, se pune într-un ghiveș mai mare, se poate lăsa în liber și toamna se pune înapoi înăuntru. Și atunci începe să se roșească. Ca să reziste cât mai mult, floarea Crăciunului trebuie udată doar o dată pe săptămână. Păi rezistă până anul viitor, tot timpul la mine au rezistat vreo 6 luni. Contează și temperatura camerei, udarea care se udă odată pe săptămână la tăviță. Cât despre preț, aceste flori costă la seră între 8 și 10 lei, iar la piață se vând cu... De la 10 lei începând, mai micuțe, la 25, la 35 și la 50. Cele cu la 50 sunt cele mai mari. Da. În ciuda prețului, steaua Crăciunului se vinde foarte bine în această perioadă, deoarece românilor le place să aibă această plantă decorativă în case de sărbători. Aveți dezlegare la fructe de mare în postul Crăciunului. Unii preoți de la noi au luat exemplul călugărilor greci și spun că puteți să mâncați scoici, creveți sau caracatiță pe toată perioada postului. Puteți să mâncați fructe de mare în oricare din cele 40 de zile de post al Crăciunului și în oricare alt post. Explicația vine pentru că în Muntele Sfânt, de exemplu, am rămas uimit când am auzit prima dată că se consumă fructe de mare. Neavând de sânge, sunt considerate curate. Adică. Și atunci biserica, sigur că a dat și această dezlegare. Midiile cu usturoi, lămâie și pătrunjel se prepară în doar 15 minute. Când țineți post, înlocuiți untul cu ulei de măsline. Pentru pregătirea midiilor o să punem ulei de măsline în tigaia preîncălzită. În mod normal s-ar fi pus unt, dar fiind de post nu e cazul. Se adaugă midiile. O să adăugăm caperele pentru a le da un gust aparte. Și o arolă, suc de lămâie, roșiile și verdeață. În zilele cu dezlegare la pește, bucătarii vă propun o rețetă pe cât de simplă, pe atât de sănătoasă. Somon la grătar cu garnitură de broccoli. Am condimentat somonul, sare, piper și am dat și zeamă de lămâie. Acum o să-l punem pe grătar, sub o hârtie pergament, pentru a nu se arde. După aproximativ 7-8 minute, somonul nostru este gata, doar îl asamblăm. Deci îl punem frumos pe farfurie, două bucăți. Garnitura de broccoli, care este sănătoasă și de post.
Problema consumului crustaceelor și al moluștelor în post încă iscă dispute în rândurile Bisericii Ortodoxe. România deține o treime dintre resursele de ape termale și minerale din Europa și în loc să facem aver de pe urma acestor bogății, ne batem joc de paradisul nostru. La Băile Boghiș, turiștii lipsesc cu desăvârșire, mai ales după ce Elena Udrea și-a plătit cauțiunea cu părți sociale din stațiune. Din păcate, iarna, camerele sunt goale. Foarte mare păcat că stăm aici degeaba. Goale nu sunt doar pensiunile și restaurantele din comuna Boghiș, ci mai ales bazinele. Stațiunea balneoclimaterică se întinde pe 10 hectare, dar nici 20% din suprafață nu a fost modernizată. Bazinele exterioare funcționează doar vara, adică 3 luni pe an. În rest, este pustiu. În singura stațiune balneară din județul Sălaj nu este picior de turist, asta deși apele termale de aici, de la Boghiș, sunt recunoscute pentru proprietățile curative. Proprietarii au primit în urmă cu 2 ani o autorizație de construire a unei baze de tratament cu piscină acoperită și spa. Din păcate însă lucrările nu sunt finalizate nici astăzi. E cam pustiu, nu sunt turiști deloc, bazinul nu este acoperit. Pensiunile au apărut ca ciupercile după ploaie. Numai puțin de 400 de locuri de cazare își așteaptă vizitatorii. Deoarece Băile Boghiș sunt funcționale doar în timpul verii, turiștii sunt foarte puțini. Amui rău, apa rece, atât. Turiști? Puțini. Coțelul străcat. În 2014, Băile Boghiș au fost inaugurate cu mare tamtam de Elena Udrea, care deține jumătate din acțiuni. Numai puțin de 1 milion de euro au investit proprietarii pentru modernizarea ștrandului cu apă termală. Trebuie să pregătim zona de iarnă, de interior, bazine interioare, centru de tratament, apoi partea de cazare. Elena Udrea a fost arestată preventiv în 2015. Direcția Națională Anticorupție a acceptat atunci ca politicianul să achite cauțiunea în valoare de 5 milioane de lei cu părți sociale din stațiune, așa că statul a pus sechestru pe 90% din Băile Boghiș. Anul acesta, sechestru asigurător a fost ridicat printr-o decizie judecătorească, dar lucrările n-au fost reluate. Trăim cu speranța că va găsi sursă de finanțare ca să-și reconstruiască partea de bazin acoperit și fizioterapie. Bazinul de tratament din interior își închide de asemenea porțile de la 1 decembrie din lipsă de clienți. Conform declarației de avere completate de Udrea cu ocazia candidaturii la alegerile prezidențiale, aceasta a investit la Boghiș pentru reabilitarea ștrandurilor suma de 220.000 de euro și 668.620 de lei. În prezent sunt atestate 47 de stațiuni turistice de interes național și 52 de stațiuni de interes local. Dacă se grăbesc peste măsură, îi privește, a spus aseară președintele Klaus Iohannis referitor la remanierea miniștrilor de la transporturi și dezvoltare. Deocamdată, guvernul mi-a făcut o solicitare și am spus că o să răspund după 1 decembrie. Dacă dumnealor se grăbesc peste măsură, îi privește. Însă eu sunt într-un termen foarte rezonabil de răspuns. Curtea Constituțională, practic, nu are ce să spună aici. Șeful statului român este într-o vizită oficială la Paris pentru inaugurarea sezonului cultural România-Franța. Este însoțit de prima doamnă, Carmen Iohannis. Cuplul prezidențial s-a întâlnit cu reprezentanții comunității românești din Franța la Ambasada României. Pe agenda vizitei urmează o întrevedere cu președintele Emmanuel Macron. În peste 52.000 de gospodării din țară se trăiește ca în evul mediu, în multe sate din țară, dar și în cartiere rezidențiale noi, românii nu au curent electric în case. Pentru a rezolva această problemă, mai mulți parlamentari au depus la Senat un proiect de lege prin care statul se va angaja să acorde vouchere de 7.000 de lei pentru montarea de panouri fotovoltaice. Avem un generator de 5,2 kW. Cu generatorul ăsta ne trăim viața de zi cu zi, cu curent, cu încălzire, cu frigider, mașină de spălat.
Mihai are 33 de ani și locuiește cu soția și cei doi copii într-o casă din satul Podul Oltului, județul Brașov. S-a mutat aici în 2015, după ce a muncit câțiva ani buni la casa pe care a ridicat-o de la zero. Cel care a vândut terenurile a promis că va aduce toate utilitățile în zona. Cele câteva case din spatele meu care se află în localitatea Podul Oltului nu au curent electric de ani de zile nici în casă și nici pe străzi. Situația este cel puțin bizară, având în vedere că la doi pași de acest cartier rezidențial există această stație de panouri fotovoltaice. Aici. Este o situație destul de jenantă în anii ăștia, cu 2 hectare de panouri fotovoltaice alături, să nu avem nici măcar posibilitatea de a ne racorda la măcar o gospodărie la o rețea electrică. Acum bărbatul caută tot felul de soluții pentru a putea racorda casa la energie electrică. Ideea pe care parlamentarii USR o propun îi surâde lui Mihai, însă spune că suma nu e suficientă. Suma poate să ajungă și la 30.000 de lei. Aveți banii ăștia acum să faceți așa ceva? Bani nimeni n-are gata. Această situație se repetă în alte 4 zone din comuna Hărman. În prima fază s-au bucurat că cumpără teren în comuna Hărman, la prețuri mai mici sau mai mari, și investitorul, după ce le-a vândut parcele de teren, i-a lăsat pe săraci oameni fără utilități. Pe proprietate privată, primăria nu poate interveni. Conform prefecturii Brașov, în județ există aproape 4.000 de gospodării neelectrificate. La nivel național, însă, numărul este de 13 ori mai mare. Pentru a primi voucherul de 7.000 de lei, beneficiarii trebuie să demonstreze că nu au datorii la bugetul local, că locuința nu a fost racordată la rețeaua publică de electricitate și că au venitul pe membru de familie de 2 ori față de venitul minim garantat pentru o persoană singură. Cei care folosesc voucherul în alte scopuri sau îl dau altor persoane riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 10.000 de lei. Infertilitatea a devenit un fenomen dureros în România. Potrivit statisticilor, unul din 5 cupluri nu reușește să aibă copilul mult dorit. Femeile care, în ciuda dificultăților, au găsit rezolvarea și au devenit mame, le încurajează acum pe celelalte să continue lupta până când își vor vedea visul devenit realitate. Pot să spun și ca o mamă care are în acest moment 3 copii, 2 obținuți prin naștere naturală, să spunem, și un copil obținut prin fertilizare in vitro. Locurile din sala teatrului Odeon au fost ocupate de păpuși, simboluri ale copiilor invizibili nenăscuți ai României. Jucăriile au fost aduse de toți cei care au răspuns invitației de a trage un semnal de alarmă de Ziua Infertilității, care este marcată pe 29 noiembrie. Prin acest eveniment ne dorim să atragem atenția atât cuplurilor, cât și autorităților că trebuie făcut ceva pentru creșterea natalității. Cauzele infertilității sunt diverse, dar nu fără rezolvare. Și eu am trecut prin această problemă a infertilității, iar astăzi ne-am adunat aici să dăm un semnal de alarmă, pentru că această problemă este din ce în ce mai des întâlnită, nu doar în România, peste tot, dar și în România, și cred că este nevoie de foarte multă informare, pentru că tinerii nu ajung la medic, fie pentru că nu au bani, fie pentru că nu știu că ar avea o problemă. În sprijinul cuplurilor care își doresc copii a venit recent și Primăria Generală a Capitalei. Susținem în totalitate programul de fertilitate al unui cuplu, în valoare de 3.500 de euro, firește echivalentul în lei. Până acum s-au înscris în acest program al primăriei o șansă la viață peste 900 de cupluri, din care 800 deja au primit aprobare. Femeile care au luptat până la capăt și au reușit să devină mame vor să fie un exemplu de reușită pentru toate cele care își doresc un copil. Se pregătește un bebe, mititel. În mai puțin de 2 luni o să apară un bebe. 100.000 de euro. Atât a costat cel mai scump brad din țară, pe care reprezentanții primăriei l-au adus la Târgu Jiu în urmă cu 3 ani. Anul acesta însă, autoritățile locale au decis să-l înlocuiască cu altul natural. Edilul susține că pe perioada mandatului său, în centrul orașului, vor fi doar brazi naturali de Crăciun. Bradul, care a costat 100.000 de euro, a fost schimbat cu unul natural adus de la 30 de kilometri distanță. Are 18 metri și a costat în jur de 4.500 de lei. Da, este destul de frumos. Asta pentru că nu ar mai fi timp pentru instalarea celui vechi. La momentul acesta nu avem în municipiul Târgu Jiu o platformă adecvată pentru a putea să montăm acel brad, însă pregătim pentru anul viitor.
Vechiul brad, care a costat o avere, va zace în depozit. Unii localnici nici măcar nu mai știu exact în ce a constat una dintre cele mai mari investiții din istoria orașului. Nu țin minte, dar ce au făcut cu el? E în depozit acum. În depozit? Vreo 4 miliarde. Măcar să-l dea la o școală, la facă focul aici de copii. Pe foc nu poate fi pus, dar nici în centrul orașului nu va mai sta, indiferent cât a costat. Cel puțin pe perioada mandatului meu, în centrul orașului vom avea brad natural. S-a investit o grămadă de bani în acel brad și am înțeles că stă undeva... S-au dat o grămadă de bani, bani pe care puteau să facă orice altceva cu ei. Bradul artificial scump, înalt de 22 de metri, a fost folosit doar două sezoane, iar de acum nu va mai fi văzut de nimeni. Este construit pe o structură metalică și are peste 8.000 de leduri. Prețul lui a creat multe controverse. Achiziția a fost anchetată de procurorii DNA, care au stabilit în final că a fost una legală. Și-au ales o meserie demnă de invidiat și vorbim despre blogării gastronomici. Ce presupune munca lor, aflați chiar de la ei, imediat după publicitate. Vă aștept așadar 6 minute, rămâneți cu noi, revenim! Peste 100 de copii au primit o șansă la educație și la o viață mai bună. Niciunul n-a avut parte de o familie normală, unii dintre ei chiar au fost abandonați, însă au găsit un cămin la mănăstirea Bogdana din Rădăuți. Părintele Iustin îi crește pe toți cu dragoste și le arată drumul corect în ceea ce vor să facă. Povestea lor vă prezentăm acum în primul material din campania știrilor Canal D, Ne-am unit. De 15 ani, la mănăstirea Bogdana din Rădăuți, se scriu minuni. Doi călugări și o călugăriță sunt părinți pentru 120 de copii. Într-o vreme erau mai mulți. I-au învățat pe toți să spună mama și tata, i-au recuperat din case dărăpânate, familii destrămate sau pur și simplu i-au găsit abandonați. Nu uita să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut pruncul sfânt, pace vouă pe pământ. Matei are 4 ani și are încă 3 frați. Aici a căpătat mângâiere, iubire. Aici a învățat să facă primii pași, să citească, să meargă la școală, să cânte. Dar poate cea mai de preț învățătură a fost uitarea iadului în care a venit pe lume și faptul că, uneori, e bine să te mulțumești cu puțin. Nici atunci când îi scrie lui Moș Crăciun, unul dintre cei mai darnici pământeni, el nu cere mare lucru. Ce ți-ai mai dori? O bomboană. Și o măgură. Și atâta. Vitregit de căldura unei familii biologice, Alex nu s-a lăsat învins. Prea mic ca să ia în piept loviturile destinului, la doar 10 ani dovedește însă că e un erou. E printre cei mai iscusiți din clasă, face karate și învață limbi străine, la fel ca Andrew. E deja campion la tenis de performanță. În camera am trofee care le-am primit. Unul l-am câștigat la un concurs de tenis, unul l-am primit pentru notele de la școală. Aici, prima dată când s-a început cu 120 de copii. Media a fost la 140, cei mai mulți am avut și 186 de copii, că n-am mai venit și din alte părți. Noi suntem aici un mic cartier. Un mic cartier unde are porțile deschise pentru toată lumea, biserica este deschisă pentru toată lumea, nu numai pentru copiii noștri. Fostă gimnastă s-a refugiat pe calea călugăriei, apoi a făcut facultatea de psihologie ca să înțeleagă mai bine și să repare lipsurile acelor suflete lovite teribil de soartă. Mic sau mare, toți au nevoie de dragoste și de iubire și momentul în care nu le-o dai sincer, ei simt asta și rezultatele nu se văd. Bătrână din Elveția, fostă profesoară universitară, s-a pensionat și se îmbolnăvise de artroză, artrită și asta presupune că se strâmbă degetele și s-a apucat de lucru și făcea rucăderii de mână, împletituri, pe care le vindea în târguri, pe acolo, pe la Lozan, parcă așa ceva,
și ce a adunat, o mică parte ne-a dăruit și nouă aici la construcția brutăriei. Aici prind putere și cele mai ascunse vise. Acești 7 copii, de pildă, repetă pentru următorul festival la care toate reflectoarele vor fi pe ei. Și-au făcut o trupă și interpretează cover-uri pop-rock. Astăzi la Teo Show cunoaștem povestea incredibilă a Dariei Jane. În buletin, adică Darius Bulzan și-a făcut schimbarea de sex în urmă cu un an și ai putea spune că a fost femeie din totdeauna. Darius Bulzan s-a transformat în Daria Jane, o tânără de doar 20 de ani care face furori cu vlogurile și este apreciată pentru libertatea prin care își expune povestea. Acum un an și-a făcut schimbarea de sex și a jurat că a fost femeie din totdeauna. M-am trezit în cele mai mari dureri. Nu știu cum alte fete trans se trezesc, bine mersi, fac ce vor, nu știu ce. Eu m-am trezit în cele mai mari dureri. Cum și-a anunțat familia că vrea să devină femeie și ce poveste de dragoste trăiește, aflăm azi la Teo Show. Și tot azi, de la ora 15, continuă aventura Denisei de la Bambi cu iubitul ei în croazieră. Ne-am oprit să notăm cu balenele rechin. Au avut nevoie de pază în Madagascar. Avem bodyguards aici în Madagascar, umblăm numai cu bodyguards după noi. Prin ce peripeții au trecut, vedem astăzi la Teo Show. Sunt o mică Africa încă. Urmăriți de milioane de oameni pe rețelele de socializare, influencerii sau blogării gastronomici ne dau o mână de ajutor în alegerile culinare, dar ne și ispitesc. Iată cât de ușoară sau de dificilă este sarcina lor. Acum avem, intrăm pe Google, dăm un search legat de bloggerii sau influencerii de food și chiar au o super varietate acolo. Preparate din carne, salate cu fel și fel de sosuri sau deserturi de-ți lasă gura apă, toate se găsesc pe conturile de socializare ale influencerilor și bloggerilor gastronomici. Nu pun atât de multe fotografii cu mâncarea, dar probabil că mă vei întreba dacă și mănânc ce apare în acele fotografii. Ei bine, răspunsul este da. Dulciurile îmi fac în general cu ochi. Și eu mănânc destul de des dulciuri, adică na, torturile, când văd torturile acelea și mai apar și niște videouri filmate cu acel efect slow motion și curge ciocolata din ele și oare au ciocolata, ai sigur, au să-mi iau și ceva dulce. Încerc să ispitesc, să zic așa, în ghilimele, la modul pozitiv și, sincer, nu merg spre lucrurile prăjite, grase, o clătită cu un quelque chose, să fie puțin altfel și experimentăm și de cele mai multe ori, pentru că noi gătim, ne place ceea ce iese. Postez ce fotografii? Sigur că da, toată mâncarea vine aici pe Instagram, am băgat în câteva filtre și va fi aici la stories. Gustul este delicios, știu că am mai mâncat aici, însă de data asta n-am gustat, astea sunt preparate noi pentru mine, nu le-am mai încercat și abia aștept. O să aflați că o să postez. Pe lângă fotografiile pregătite să vă ispitească, aceștia lasă și câteva detalii ajutătoare, cum ar fi locația, felul de mâncare degustat și impresia finală. Așa cum au făcut și aseară când s-au întâlnit pentru a degusta meniul unui restaurant din capitală. Într-adevăr, probabil că contentul pe care îl dăm lumii reprezintă stilul nostru de viață, alegerile noastre personale și de foarte multe ori, în momentul în care oamenii cred că acele alegeri sunt bune, devin și alegerile lor. Cel puțin pe zona de locații, noi suntem întrebați destul de frecvent care sunt recomandările noastre sau ce este acest nou loc de unde tocmai am postat. Și mă bucur să pot să nu neapărat să inspir, ci să informez. Ca o recomandare pentru cei hotărâți să gătească în propria bucătărie, influencerii recomandă carnea de vită pentru această perioadă, ce poate fi gătită în doar câteva minute. În uleiul bine încins punem 2 bucățele de unt, cimbru și 2 căței de usturoi zdrobiți. Odată carnea asezonată cu sare și piper, este lăsată preț de câteva minute în tigaie. Carnea în general, da, dacă o gătești la temperatură ridicată, în ideea de a termina cât mai repede, că suntem foarte ocupați în ultima vreme, da? Ea se va închide, va devine tare.
Am încheiat jurnalul de prânz. Dacă ați filmat ceva interesant sau aveți un subiect de știre, ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le veți găsi și pe site-ul nostru www.știrilecanalde.ro. În câteva minute, Anca Ciota vă așteaptă la rubrica Meteo și apoi Andreea Mantea vă prezintă emisiunea Puterea Dragostei. Sunt Silvia Ioniță, mulțumesc pentru atenție, vă aștept mâine de la ora 12 cu știri. Toate bune!